Teatrul de artă DEVA vă invită mâine, 29 iunie, de la ora 19, la o nouă premieră, Îmblânzirea Scorpiei, de William Shakespeare, în regia lui Sandu Grecu. Acest spectacol va fi ultimul din această stagiune. Îmblânzirea Scorpiei este o comedie exuberantă și provocatoare, care desfășoară un joc sofisticat de putere și supunere într-o Italie renașcentistă plină de viață. În centrul acestei piese se află Petruccio, un nobil îndrăzneț, hotărât să îmblânzească spiritul sălbatic și neîmblânzit al Caterinei, o femeie cu un temperament vulcanic și o voință de fier. Este o scorpie! Caterina, 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 liniștește-te, fetițo! Nu degeaba spune luna scorpie. Iar dumneavoastră, domnilor, nu vă mai agitați. Știți foarte bine că am hotărât. Nu am sămărit fiica cea mică până nu se mărite cea mare. Vă cunosc pe amândoi, vă respect pe amândoi, dar pe ea, iubiții, Caterinei faceți-i curte. La cât de dură e și de necioplită, mai bine o țineți pe ea într-o curte. Tată, tu vrei să mă pasezi când unuia, când altuia din pretendenții ăștia? Ce pretendenți, fetițo? N-ai să vezi picior de pretendent până nu te mai. Domnule, liniștește-te puțin, că n-am de gând să mă mărit. Dar tare ți-aș trage în cap! Doamne, ferește! Sper să fie un spectacol bun, fiindcă este o trupă foarte talentată, o trupă tânără. Vor să facă altfel de teatru, vor să facă teatrul viu. Așa că cei care vor veni mâine la noastră premieră vor remarca acest fapt. Valențele actorilor noștri, a fost o revelație să muncesc cu acești minunați actori. Un text scris de Shakespeare adus astăzi în secolul 21 la discreția și aplauzele publicului este destul de dificil să-l faci intrigant, să-l faci bun, să-l faci dinamic, să-l faci să fie interesant, dar este o problemă care nu s-a schimbat nimic de la Shakespeare până astăzi, așa că relațiile dintre femeie și bărbat, dintre bărbat și femeie, dintre femeie și societate, dintre felul nostru de a interpreta ce înseamnă femeie pentru noi, despre puterea femeie, prin ce femeia ne cucerește și cum femeia poate conduce o lume, o puteți vedea la Teatrul de Artă din DEVA. Este ultimul spectacol, ultima premieră din această stagiune și am obișnuit oamenii cu spectacole de calitate, dar asta Shakespeare, Îmblânzirea Scorpiei. O comedie, sau sper să fie o comedie, în regia domnului Sandu Grecu, colegul nostru, care nu e la prima tentativă în acest teatru. Și după aia, vacanță. Vacanță pentru că am lucrat foarte mult anul ăsta și e bine să se odihnească și actorii și toată lumea. Deci vă invităm la teatru, sâmbătă, ora 19, Îmblânzirea Scorpiei, William Shakespeare.